Planeta Marte rămâne pentru noi, poate, cel mai captivant corp planetar. Încă de la începuturile studiilor sale, nuanța sa roșiatică a diferențiat-o de celelalte surori din sistemul solar. Iar, inițial, umanitatea a considerat-o cu totul aparte, deoarece telescoapele îndreptate spre Marte au dezvăluit caracteristici interesante pe care oamenii de știință le-au atribuit unei civilizații marțiene încă prezentă acolo. Chiar dacă în momentul actual cunoaștem faptul că unele dintre structurile de pe Marte sunt simple forme de relief, nu excludem antica posibilitatea vieții aici. Căci până acum 3,5 miliarde de ani, planeta uscată pe care o vedem astăzi ar fi putut fi la fel de locuibilă ca Pământul. Misiunile ce țin de Marte au la bază obiectivul de a descoperi tot ce ne poate învăța Marte despre cum se nasc și evoluează planetele. Până acum, doar navele spațiale fără echipaj au realizat călătorie pe Planeta Roșie, însă acest lucru se poate schimba foarte curând. În ultimul secol, cel mai important lucru pe care l-am aflat despre Marte este că aceasta a fost la un moment dat suficient de capabilă să găzduiască ecosisteme, iar faptul că ea încă ar putea fi un incubator pentru viața microbiană ne stârnește și mai mult ideea că am putea locui odată pe Marte. Însă principalul element cu ajutorul căruia supraviețuim este apa. Așadar, este apă pe Marte? Răspunsul este da, iar astăzi vom vorbi despre cum a găsit NASA apă lichidă pe Marte. Chiar dacă aproape toată apa de pe Marte este prezentă sub formă de gheață, Administrația Națională Spațială și Aeronautică a găsit recent dovezi de apă lichidă, aceasta avându-și locul în mod predominant în calota polară nordică și sudică. La momentul acesta se știe că există aproximativ 5 milioane de kilometri cubi de gheață detectați pe suprafața lui Marte, suficient pentru a acoperi întreaga planetă roșie la o adâncime de aproape 40 de metri. Adâncurile acestea ar putea fi mult mai bogate, căci se spune că aceasta captează o cantitate mai mare de apă în formă lichidă și solidă. Nava spațială Mars Reconnaissance Orbiter, lansată pe 12 august 2005, pentru a efectua explorarea planetei Marte de pe orbită, a oferit recent câteva dovezi solide cu privire la apa lichidă care curge pe Marte. Folosindu-se de un spectrometru de imagistică, oamenii de știință au detectat semnale ale apei care se mișcă pe versanți, observându-se sub forma unor dungi misterioase care par să se retragă și să curgă iar. La fel ca pe planeta noastră, ele se întunecă și devin mai abundente pe pantele abrupte în timpul anotimpurilor calde. Apoi se estompează în sezoanele mai reci. Această noutate i-a uimit chiar și pe cercetători, care acum pot să confirme că apa, deși sărată, curge în ziua de astăzi pe suprafața lui Marte. Debitele lichidului ar putea fi influențate de această sare care modifică existența ghețarilor pe suprafața terestră marțiană. La fel cum sarea depusă pe drumurile de pe Pământ face ca gheața și zăpada să se topească mai rapid, acest proces se poate transpune și pe Planeta Roșie. Craterul Garni de pe Marte este considerat de NASA ca reprezentând o zonă abundentă de apă lichidă. Aici s-au observat dâre înguste și linii de o culoare întunecată, care au lungime de aproape câteva sute de metri. Se presupune că acestea sunt formate din fluxul de apă sărată în stare lichidă de pe Marte. Astfel de dungi au mai fost descoperite în numeroase zone de pe Marte, doar când temperaturile au fost peste minus 23 de grade Celsius, ele nefiind prezente în perioade mai reci. O altă misiune importantă care a pus accent pe existența apei pe Planeta Roșie a fost realizată de roverul Perseverance Mars, lansat în 2020. Oamenii de știință care au stat la baza acestei misiuni au descoperit că roca de bază pe care s-a deplasat acest mecanism cu șase roți s-a format foarte probabil din magmă încinsă. Totodată, echipa a ajuns la concluzia că rocile din crater au interacționat cu apa de mai multe ori, iar unele dintre acestea conțin molecule organice. Analiza compoziției rocilor a relevat minerale care sunt în general produse prin interacțiunile dintre apă și rocă, precum și urme a două săruri diferite care au fost probabil lăsate în urmă pe măsură ce apa sărată curgea prin crăpăturile și porii din roca vulcanică. Varietatea mineralelor indică faptul că aceste roci au fost probabil sub apă de cel puțin două ori. De asemenea, roverul Perseverance a găsit un posibil sistem antic de lacuri și râuri pe Marte, care funcționa acum aproximativ 4 miliarde de ani. Acestea se preconizează că s-ar scurge în craterul J0, reprezentând principalele sisteme fluviale ale planetei, care la acea dată se credea că ar fi fost locuibilă.
Jezerul este unul dintre puținele situri preistorice alcătuit din lacuri de cratere care pare să aibă atât depozite vulcanice cât și sedimentare, iar aceste informații ne ajută să construim structura geologică a lui Marte. Pe baza imaginilor anterioare accesate de Mars Reconnaissance Orbiter, oamenii de știință au crezut că caracteristica în formă de evantai a lui Jezero era de fapt o delta antică, unde un râu s-a vărsat într-un lac în urmă cu aproximativ 3,7 miliarde de ani. Și aici, apa este singura responsabilă pentru schimbarea rocilor, iar sărurile din interiorul lor nu lipsesc. Roverul a fost lansat cu scopul de a aduce înapoi monstre de roci și de sedimente marțiene pe Pământ și pentru a găsi semne de viață pe acest corp planetar. Așadar, oamenii de știință vor putea identifica exact cu ajutorul studiilor suplimentare perioada în care Marte ar fi putut fi o destinație bună de vacanță, cu lacuri și râuri proprii. Depozitele acestui lac antic ar putea avea câteva rămășițe ale microorganismelor preistorice de pe Marte, care ar putea ajuta la o mai bună înțelegere a vieții de pe Planeta Roșie. De asemenea, Marte are propria sa versiune a Marelui Canion, iar oamenii de știință au aflat că această caracteristică geologică cu adevărat semnificativă găzduiește cantități semnificative de apă, după descoperirea lui ExoMars Trace Gas Orbiter. Lansată în 2016, naveta spațială înconjoară Planeta Roșie și recent a detectat apă în zona Veils Marineris. Aici se află un canion de peste 10 ori mai lung, de 5 ori mai adânc și de 20 de ori mai lat decât Marele Canion de pe Pământ. Apa este situată sub suprafața sistemului canionului și a fost detectată de instrumentul FRIEND, al orbitatorului sau detectorul de neutroni epitermici cu rezoluție fină. Acest mecanism este capabil să cartografieze hidrogenul în metrul superior al solului marțian. Cea mai mare parte a apei de pe Marte este situată în regiunile polare, iar Veils Marineris se află chiar la sud de ecuatorul planetei, unde temperaturile nu sunt suficient de reci pentru ca gheața să rămână solidă. Observațiile au fost colectate între anii 2018 și 2021, iar anterior, alte sonde spațiale au descoperit apă chiar sub suprafața marțiană, aceasta existând în cantități mici sub praful marțian. Cu ajutorul lui ExoMars Trace Gas Orbiter, putem privi până la un metru sub stratul de praf marțian, fiind capabil să vedem ce se întâmplă cu adevărat sub suprafața lui Marte. Așadar, s-au găsit adevărate oaze bogate în apă, care nu au putut fi detectate anterior. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, zona Veils Marineris are dimensiunea aproximativă a țărilor de jos. Așadar, putem deduce câtă apă se află în acest sol, iar, conform cercetătorilor, partea centrală este acoperită în totalitate cu apă. Capacitățile unice de observare ale instrumentului au permis echipei să detecteze apa care a rămas ascunsă înainte. Aceasta ar putea fi apă gheață sau apă care este atașată de minerale din sol. Dar oamenii de știință cred că prezența gheții este mai probabilă, deoarece mineralele din această locație conțin puțină apă. Există temperaturi mai ridicate în apropierea ecuatorului de pe Marte, așa că cercetătorii cred că trebuie să existe un amestec special de condiții care să permită apei să rămână și să fie completată. Viitoarele misiuni pe Marte vor ateriza la latitudini mai joase. Această descoperire din Veils Marineris evidențiază caracteristica ca un loc intrigant pentru potențialele explorări umane în anii următori. Mai ales că această apă ar fi mult mai accesibilă decât alte surse de apă subterane descoperite anterior. Așadar, dovezile științifice arată în mod clar faptul că apa, cel mai important element pentru ca viața să poată fi posibilă, este prezentă pe Planeta Roșie vecină Pământului, în aproape toate formele. Deși studiile și misiunile spațiale continuă să se desfășoare foarte atent pentru analiza corectă ale fiecăror elemente care ar putea evidenția prezența apei în sistemul marțian, nu mai este o noutate faptul că apa a existat și încă există pe Marte. Descoperirile din viitor cu privire la existența H2O-ului pe suprafața terestră a Planetei Roșii ne pot ajuta să înțelegem întreaga istoria sa, căci în viitor vom afla și cauzele exacte pentru care Marte a ajuns în situația în care este acum. Cine știe? Poate peste câțiva zeci de ani vom fi pe unul dintre obiectivele turistice fluviale ale lui Marte.
Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să apeși și pe una din recomandările noastre din dreapta. De asemenea, nu uita să te abonezi la Omul din Spațiu pentru mai multe episoade.